Ferdinand, dar atunci doar a 90 fost și un alt... ceva de ani au trecut de atunci. Exact, a fost un alt protocol. 89. 80, fost, nu, 91, iertați-mă, 91 de ani, din 27. A fost un alt protocol, a fost o singură zi de doliu, le știm toate aceste lucruri. Nu, protocolul era similar, doar că, de exemplu, erau numai o zi de omagiu popular la Cotroceni și acum sunt trei. Am avut trei și ați văzut ce masă de oameni până la seară, la ora 2 noapte, am trecut eu prin față, că locuiesc pe aici, pe aproape, și era arhiplin, erau cozi de câte 500 de metri, dacă am fi să le măsurăm cu centimetri. Da, nu știu dacă ați reușit să vedeți imaginile în întregime. Toată calea Victoriei pe această porțiune este blocată. Sunt foarte mulți oameni și în acest moment. V-ați fi așteptat la astfel de mișcare, la astfel de mobilizare? Sigur, mi-aș fi dorit-o în străfundul sufletului meu, dar asta a depășit așteptările cu mult, ca să fiu foarte sincer. Această apoteoză, acest sfârșit magnific a regelui Mihai, sfârșitul acesta magnific la vârstă patriarhală de 96 de ani, este încheierea unei povești de poveste, ca să spun așa, o poveste fairy tale în legătură cu regele Mihai. Da, dar e o poveste cu sfârșit frumos. Și o poveste de dragoste în paralel, o poveste splendidă de dragoste. Da, și evident, cu toate ingredientele, dacă vrem, dar eu îndrăznesc chiar să spun un lucru poate paradoxal. Eu cred că dacă regele Mihai ar fi fost la putere, la putere simbolică, fiindcă am ascultat tot felul de opinii absolut neavizate care vorbeau despre să ne vină regele să ne conducă, cum se și scandala aici acum 26 de ani. Erau alte vremuri, domnule profesor. Nu, dar nu există așa ceva, adică în monarhia democratică nu există, regele nu conduce, regele doar domnește, dar sunt oameni care confundă, mulți, să ne conducă. Dar dacă ar fi fost rege în funcție, dar dacă regele ar fi fost în funcție, nu sunt sigur că ar fi avut parte de un asemenea omagiu popular. Asta e ceea ce vreau să vă spun eu, poate paradoxal. Interesantă opinie. Da, din cauza că tocmai așa fenomenul acesta numit puterea celor fără de putere e cea mai puternică ilustrare. Fiindcă altfel i s-ar fi putut reproșa toate relele României și ar fi venit tot felul de personaje mizerabile, nu vreau să le spun numele, dar cred că îi știm cu toții, începând de la, hai să spunem un nume, Vadim Tudor, de exemplu, din anii trecuți și mulți alții, care ar fi aruncat tone de hârdaie, de murdărie asupra majestății sale și l-ar fi făcut responsabil și învinuit de toate relele României. Ia uite, a venit străinul să sugă sudoarea poporului. Urma asta s-a întâmplat, domnule profesor, din păcate. Nu, s-a întâmplat, dar nu era în funcție și erau total, asta ți arăta și că erau total neavenite, era doar un proces de intenție, de o rău voință strigătoare la preventiv, cer. Preventiv cumva, să nu cumva să se întâmple, să nu se ia vreo decizie în acest. Toma, ia gândiți-vă dacă ar fi fost la putere, ce s-ar fi întâmplat. Și totuși, paradoxal, faptul că nu a fost la putere i-a prezervat și i-a făcut să crească vertiginos imaginea până la aceste scene pe care cu greu ni le puteam imagina. Și vreau să spun totuși în legătură cu ziarul acesta Adevărul, nu știu dacă ascultătorii noștri, că mai mult telespectatorii. Tocmai, ei sunt telespectatori, dar sunt ascultătorii noștri în sensul acesta, radiofonic, așa? Eu am fost corespondentul Europei Libere mulți ani în Italia și îmi place ideea de radiofonie. Ei bine, am adus aici ziarul Adevărul din 21 iulie 1927. La ultima ceremonie de acest gen din România, moartea marelui rege Ferdinand. Regele Ferdinand a murit, poate o să-l vedem mai târziu la ecran, acum nu ne e posibilitatea, dar protocolul, care este foarte asemănător, prevedea pentru marele rege Ferdinand doar o zi de omagiu național și noi am avut, 91 de ani mai târziu, 3 zile de omagiu național. Și 3 zile în care nu e puțin au fost mii de oameni în fiecare zi. Păi, despre asta e vorba. S-a calculat că cel puțin 50.000 de oameni. Așa. A fost un calcul foarte simplu. Estimativ, da. Destul de simplu de realizat, fiindcă se vedea cât intrau și așa mai departe. Cam 50.000 de persoane au intrat. Este imens. Este un oraș de medie mărime. Și nu numai din București, vreau să spunem asta. O, sigur.
Au venit din toată țara, au venit delegații întregi de la Sibiu, de la Satul Mare, de la Iași, de la Botoșani, de peste tot, din Basarabia, așa mai departe, plus oameni care au venit și din străinătate, oaspeți străini și așa mai departe. Dar a fost ceva neimaginat. Și pentru România, imaginile acestea în care îl vedem pe regele Carl al XVI-lea Gustav, pe prințul Charles, pe marele duce de Luxemburg, pe regele emerit, trebuie spus, emerit al Spaniei, încă nu mai este rege în funcție de un an de zile, și pe regina Sofia, cea mai apropiată verișoară a regelui Mihai, și multe alte imense, mari, importante, prestigioase personalități, pentru România este un aport de imagine absolut considerabil. Adică sunt mândru ca român că de această desfășurare de forțe de invitat pentru majestatea sa este deja absolut impresionant. Chiar dacă sunt eu puțin cârcotaș, poate ar fi trebuit să mai fie încă 2-3 persoane și mă gândesc foarte precis la cineva, adică mă gândesc la verii săi primari, care nu sunt aici prezenți, de exemplu, în primul rând, ducele de Edinburgh, soțul reginei, fiindcă toată lumea spune că regele este văr cu regina Elizabeta. E văr foarte îndepărtat prin regina Maria, prin a cincea spiță. În schimb, este văr primar direct cu ducele de Edinburgh, care are 2 ani mai puțin decât majestatea sa, defunctă, din păcate, trebuie să spunem de azi înainte. Poate e o stare de sănătate. Sau, exact, da, tocmai, o stare, s-a spus. Nu, chiar asta vreau să aduc, acest bemol. A fost împiedicat, poate, de starea de sănătate și faptul că s-a retras din viața publică. Dar atenția, asta nu e viață publică. Vărul primar nu înseamnă viață publică, să ne înțelegem. E adevărat, este Charles aici, care reprezintă cu mare demnitate moștenitorul tronului britanic. Însă, mai există un văr. Există Amedeo de Aosta, tot văr primar, cu mame de surori. Amedeo de Aosta văd că nu e prezent aici, sau nu am aflat eu să fie prezent, deși știam că erau foarte apropiați. Repet, văr primar, a fost cel care a reprezentat casa de Aosta, Savoia, casa regală a Italiei, în teritoriul Italiei, vreo 50 de ani, cât timp a existat interdicția de teritoriu pentru familia regală, a fost ridicată în urmă cu câțiva ani și acum l-avem pe moștenitorul prezumtiv al tronului Italiei, pe Emanuele Filiberto, dar care e mult mai îndepărtat. Emanuele Filiberto are o legătură foarte slabă, să spunem așa, cu familia noastră. În schimb, Amedeo de Aosta e vărul său primar. M-aș fi așteptat să-l văd aici. Acestea fiind spuse, participarea este mai mult decât ilustră și pentru România, eu sunt convins că este un aport de imagine, un salt, o upgradare, cum se spune acum, absolut considerabil. Și putem să spunem că e, mă rog, o surpriză, dacă putem să o numim așa, e o surpriză plăcută faptul că atât de mulți tineri au trecut în aceste zile pe la căpătâiul regelui. Foarte mulți tineri, foarte mulți copii, am văzut grupuri întregi, inclusiv aici, noi vedem pe tot ce suntem înconjurați de oameni, trebuie să spunem. Sunt foarte mulți tineri, sunt copii de... imensa majoritate, să spunem adevărul, imensa majoritate sunt tineri. Oamenii în vârstă sunt foarte puțini și din motive obiective, să spunem așa, dar sunt puțini și în plus, trebuie spus, toate aceste persoane tinere, era și firesc să fie așa, câți mai sunt cei care au prins monarhia. Ca să fii prins monarhia trebuie să fii avut în jur de 90 de ani, ca să fii conștient, sau să fii născut în 1947, nu să fii prins monarhia, chiar dacă pe buletin aveai încă, sau un actul de naștere, aveai regatul României, nu până în 30 decembrie 47. Mai vorbim și de o tradiție de familie, chiar dacă vorbim despre oameni care nu au prins acele vremuri, dar vorbim despre tradiții de familie, familii care au ținut la ideea de monarhie. Chiar și în acele vremuri. Mă tem că nu erau foarte multe, asta e adevărul, mai fim obiectivi. A fost un secret pe care foarte mulți români l-au ascuns în suflet, pentru că eu n-aș spune foarte mulți români, eu cred că așa câțiva români, unii români, hai să spunem așa, să nu, din păcate, ca om care a trăit vremurile acelea, vă pot asigura că erau, și într-un fel am avut ceva tangențe cu această zonă, să spunem așa, sociologică a României, era o zonă foarte restrânsă, extrem de restrânsă. Aș spune chiar aproape individuală.
care au păstrat timp de 45 de ani astfel de memorii. Dar, sigur, după aceea, memoriile au revenit în libertate, după Revoluție, și aș vrea totuși să semnalez un lucru, o coincidență extraordinară. Astăzi este sâmbătă 16, exact în urmă cu 28 de ani, izbucnea la Timișoara, în zilele, noaptea de 15 spre 16, vineri, tot vineri, și astăzi tot sâmbătă, Revoluția Română, care ne-a făcut să fim și noi aici, noi doi împreună, la televizor, în fața sediului dumneavoastră, care altfel ar fost un aprozar sau mai știu eu ce magazin, și să fim aici, în această piață. E ziua de 16, pe 17 la Timișoara, 89 a fost duminica sângeroasă, represiunea feroce a securității și a forțelor comuniste ceaușiste în 89. Este aproape, și altceva, un alt amănunt, avem aceeași vreme ca atunci. Eu nu eram aici, eram în exil, eram la Milano, dar era în toată Europa, era vreme frumoasă, fiindcă nu s-a făcut Revoluția dacă n-ar fi fost o vreme clementă. Vă dați seama că pe minus 40 de grade sau pe minus 15 nu se iese la Revoluție, dar vremea a fost extraordinară și a ținut cu noi, ca și acum. Să ne oprim puțin. Thank you.
Ce se întâmplă la această ceremonie? Sunt foarte mulți oameni prezenți aici, începe să se aglomereze destul de tare. Va trece aici în foarte scurt timp cortegiul, trebuie să spunem acest lucru. E nu numai inedit și emoționant, e genul de ceremonie pe care românii nu au mai văzut-o până acum. Este unic, este înălțător, dar este, aș tinde să spun, și o modalitate de a face pace, de a înțelege trecutul, de a face pace cu, de a face pace cu istoria. O să vă rog chiar să folosiți microfonul. Da. Ce rege Constantin al II-lea, fratele Sofiei de Spania, de altfel, și tot văd primatul regele Mihai. Regele Constantin. Că nu s-a vorbit de ea, s-a vorbit de regina Ana Maria, de soția lui. Cred că este și el, ceea ce este dovadă în plus că este un eveniment odată în viață, unic. Foarte scurt timp este așteptat cortegiul aici. Mărim și ne vom ridica, bineînțeles. Este toată lumea pregătită, sunt foarte mulți copii aici, așa cum spuneam ceva mai devreme. Imensa majoritate sunt tineri și asta este nu numai îmbucurător, dar e și normal, ca să spunem. Fiindcă, repet, cine se spune că cine a primit, cine a prins monarhia. Cine a prins monarhia are de la 85 de ani în sus, ca să aibă cât de cât o conștiință. Și ar fi avut vreo 12 ani atunci, oameni de 85 de ani. Deci vă dați seama, tineri, lume multă, oameni normali, ziceți, oameni din străinătate, văd în jurul nostru, am auzit limba greacă, am auzit limba ebraică, deci sunt aici... Noi suntem aici înconjurați pe calea Victoriei, în zona noastră pe calea Victoriei, suntem înconjurați de un grup de turiști străini care urmăresc alături de noi... Nu numai turiști străini, oameni români și care sunt și niște domni din altă țară, pe din Israel. Am înțeles, ebraică, să vă vedem. Întâmplător lângă noi chiar sunt câțiva turiști străini. Am spus, I just told. Câțiva turiști străini care la rândul lor au aplaudat atunci când au aplaudat cei de alături. Am spus, I heard ebraic and Greek. Thank you.
fac, da? Ca să... Bine, oricum o deschid. Păi hai sau ușor? Păi am terminat, că am delay.
Asta e maxim la mine, fan. Da. Sunt una dintre care cei prezenți aici e un număr foarte mare, nu le vor uita niciodată. Imaginea acestui cortegiu funerar cu marșul funebru, cu toată solemnitatea acestor momente, sunt imagini pe care cu greu poți să le uiți. E un număr impresionant de lume și pentru noi cei care transmitem atât de multe evenimente în direct, vedem atât de multe lucruri și pentru noi este ceva absolut special. Sunt momente incredibile pe care nu le vom uita niciodată și pentru cei care sunt alături de noi, vă reamintesc că domnul profesor Adrian Niculescu este aici, urmărim împreună această ceremonie specială. Copleșitoare, ăsta ar fi cuvântul, cred eu. Și aș vrea să explicăm puțin ce se va întâmpla și mai departe, pentru că e un program foarte bine dus la punct, sunt câteva puncte importante. Am putea spune că a fost una dintre cele mai importante părți ale acestei ceremonii, domnule profesor. Ce urmează de aici? Pentru că e tot așa un protocol cel despre care vorbim ceva. Tocmai că este un protocol care, citind aici în adevărul din 1927 de la moartea, precedenta moartea unui suveran al României, acum 91 de ani, regele Ferdinand, și acum arc peste secol, peste aproape un secol, regele Mihai, nepotul său care în poză aici în adevărul apare, cum vă spuneam, numele Mihai al II-lea, însă a fost numele pe care l-a purtat în primele zile, pe aceea au schimbat ordinea. Ei bine, protocolul e oarecum similar, tot așa se merge la Curtea de Argeș. Ceremonia a fost însă la Cotroceni, nu la aparatul de la Cotroceni, însă acum se merge la Patriarhie. Deci toată lumea pe care cred că o vedem aici în imagini se merge la Patriarhie. Iată, vedem aici oameni care sunt, să spunem așa, în protocolul regal. Îl vedem pe pictorul Câlția, de exemplu, îl vede la spate, așa. N-am apucat să ne uităm exact în momentul multe, acesta. Sunt foarte multe personalități, așa da? Cum era de așteptat să tocmai, se întâmple. L-am văzut pe profesorul Nistor, Vlad Nistor, din Partidul Liberal, cred că era acolo cu o delegație. Și trebuie să spunem că toată lumea de aici, de pe Calea Victoriei, va merge mai departe, într-un cortegiu imens până la Patriarhie. Se merge până la Patriarhie, între acest cortegiu. Toți oamenii de aici sunt mii de oameni. Da, sunt în tumult, sunt în mișcare. Va fi un cortegiu imens, sunt imagini incredibile aici, în centrul Bucureștiului, pe Calea Victoriei. Și trebuie să spunem un lucru. Ceva mai devreme, în timp ce urmăram în liniște imaginile cu cortegiul funerar, se scanda Monarhia salvează România. E o idee pe care o auzim. O auzim foarte des în aceste zile. E, bineînțeles, însoțită și de un scenariu care îl implică inclusiv pe prințul Charles. Și ar trebui să spunem cât de realist ar putea fi un astfel de scenariu, pentru că nu avem cum să nu rămânem cu gândul ce ar fi fost dacă în anii 90 ar fi fost organizat un referendum. Deși dumneavoastră aveați o analiză foarte interesantă ceva mai devreme, că lucrurile s-au aranjat în așa fel încât eu nu știu dacă am fi avut o asemenea masă de oameni, poate că da, poate că nu, sau poate că era o masă mai mică, nu știu. Oricum, transportul acesta emotiv, cred că a sporit tocmai fiindcă regele Mihai nu a avut puterea, și, repet, puterea unui rege democratic de la 1689, de la Glorious Revolution, este cea mai mare formă fără fond, adică nu este o putere doar simbolică, nu există putere efectivă ca în timpul lui Ștefan cel Mare sau în timpul
ancien regim, cum se numea înainte de Marea Revoluție franceză, dar în Anglia s-a inventat în 1689, deci cu 100 de ani înainte de Marea Revoluție, dar principiul domniei la Anglia, regele care domnește, dar nu guvernează. Vorbeam de acel scenariu pe care îl tot auzim în aceste zile. Dumneavoastră sunteți un expert. Puteți să ne spuneți dacă e un scenariu care se poate fi pus în aplicare la un moment dat, în vreo anumită formă? Să e doar un gând frumos, așa, pe care îl avem în aceste zile. Sincer să fiu, cred că este puțin probabil un astfel de scenariu, mai ales cel cu prințul Charles, mi se pare o fantasmagorie, iertați-mă. Există, în primul rând, totuși principesa Margareta, majestatea sa, principesa Margareta, conducătoarea, șefa casei regale. Deci ea va rămâne custodele coroanei regale. Este custodele coroanei, va rămâne și dacă în România se va crea o masă critică în favoarea monarhiei, se poate discuta. Eu nu pot să fac previziuni. Dar despre cine ar fi vorba? Ar fi vorba despre principesa Cât timp trăiește principesa Margareta, nu este nicio discuție, este indubitabil, inderogabil că va fi problema succesiunii asigurată de principesa Margareta. Aici nu este nicio discuție de făcut. S-ar putea, dacă lucrurile vor evolua în acest sens, să se poată discuta despre altceva peste mai multe decenii, când, cu cât mai multe, cu atât mai bine, cu cât principesa Margareta, că eu am avut șansa să o cunosc în exil înainte de 1989, de fapt numele ei este Margarita, trebuie să știți chestia aceasta, o cheamă Margarita oficial, principesa Margarita, sperăm să aibă o viață lungă, cel puțin la fel ca a tatălui său, deci problema nu se va pune foarte curând. Dar scenarii de genul prințul Charles, adică niște derapaje de genul ăsta, deturnări și așa mai departe, sunt fanteziste, după părerea mea. Prințul Charles are o relație specială cu România, este foarte iubit aici în România, știm că datorită lui au apărut acele oportunități, trebuie să vorbim despre acel lucru, au apărut acele oportunități de turism nebănuite, pe care românii nu le-ar fi bănuit niciodată legate de partea de vest a țării, dar revenind acum la scenariul realist. Scenariul realist al organizării unui referendum, îl vedeți așa? E posibil? Este posibil, de ce nu? Suntem în libertate. Din 22 decembrie 89, care începe pe 15 și 16 decembrie 1989, tot o vineri și o sâmbătă, exact jur pur jur, cum spune francezul, zi peste zi, cum este astăzi, da? Iar mâine a fost tristețea luminicii sângeroase de la Timișoara, 1989, trăind în libertate, totul e posibil. Deci dacă se creează o masă critică, indiscutabil se poate lua în considerare absolut orice posibilitate, fiindcă trăim în libertate, depinde numai de noi, depinde numai de masa critică care s-a format în aceste zile și o idee recurentă, cum că monarhia ar fi o salvare pentru noi, pentru că nu există o alternativă în momentul acesta politică viabilă. Repet, este o idee pe care am auzit-o pur și simplu ridiculară. Acum, să nu uităm poate că sunt pe fond emoțional. Fondul emoțional, asta este lucrul la care vreau să ajung și eu. Nu trebuie acum să spunem așa, să absolutizăm și mai ales să generalizăm. Ceea ce vedem noi este un mare transport emoțional. Nu știu, obiectiv vorbind, ce s-ar întâmpla în cazul unui referendum. Nu știu dacă se va ajunge la quorumul necesar, că la referendum și asta este o chestiune. Dar orice scenariu este posibil. Trăim în libertate, trăim în democrație. Orice ar spune unii sau alții, Mafalde și profeți de disventura, cum zice italianul, de dezastre. Trăim în libertate, trăim în democrație, asta este singurul lucru cert. Și în democrație putem face orice opțiune. Dacă va fi o masă critică în favoarea monarhiei, există principesa Margareta, pregătită, gata, custodele coroanei, șeful casei regale, ăsta este termenul, șeful casei regale a României, principesa Margareta, majestatea sa, principesa Margareta. După ce am lămurit aceste lucruri, facem o scurtă pauză, revenim în foarte scurt timp, revenim de la fix, vom continua transmisia în direct, rămâneți așadar alături de noi.